Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și în primul rând, mersi că ai spus da invitației mele, Himno. Mulțumesc că m-ai întrebat ca să spun da. Iar prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? Ce întrebare grea. Hai să zic așa. Nu știu, că admirația nu e... mi-e greu să zic că admirația nu este o chestie foarte punctuală. Admir oameni din diferite domenii. Nu e un nume anume. Da, nu e... E un tipar de oameni? Nici asta, probabil, nu știu. De la admir, nu știu, de la... Gandhi, probabil, până la Batman. Să zic așa, admir foarte mulți oameni. Îmi plac oamenii curajoși. Și îmi plac oamenii curajoși al căror curaj nu se vede. Înțeleg. Cred că vorba lui Maș, cred că e Sartu, zice asta, are sintagma asta cu orice, și pot să completez după cu orice fraier poate să sară cu bungee jumping-ul, ca să zic așa. cel mai curaj e să ai curaj să nu arăți că ai curaj. Să zic așa, și da, îmi plac oamenii curajoși. Ok. Nici asta nu știu să definez curajul foarte bine, dar cumva îl identific. Dar nu pot să spun, ți-am stat de mulți oameni încât... Nu punem punctul pe cineva. N-am, în regulă. N-am cum să pun mâna pe cineva să zic ăsta e numărul unu. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să numim? Nu știu dacă neapărat în ultimul an, dar în ultimii ani, autodisciplina. Adică asta înseamnă să-mi fixez zilnic niște puncte. De exemplu, mă trezesc la ora 6, indiferent de situație, între 6 și 7 trebuie să mă trezesc. Adică trebuie. Așa îmi vine natural. Să nu mă culc niciodată după ora 10 seara, exceptând zilele în care filmez sau foarte când rar e când nevoie, ies, sau când ies pe afară, așa, dar se întâmplă din ce în ce mai rar și mă bucur din ce în ce mai mult că nu mai consum energia social. Și să încerc să găsesc cât mai multe debușări de astea de nervi sau de frustrări, să le dau afară, să nu mai țin. Și asta, chit că asta înseamnă alergat sau că joc FIFA sau orice, poate să-mi consume o energie care ar putea să fie să mă influențeze negativ. Ok, eu consum într-un alt mediu. Să o consum în alt mediu. În regulă. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Munca. E simplu, știu că sună așa la prima mână, dar munca ar fi prima chestie. Să învețe să muncească, să învețe că singurul lucru pe care poți să-l faci ca să obții ceva e să muncești pentru lucrul ăla, să nu aștepți să ți se întâmple niciodată și să nu renunți. Să nu-ți fie rușine de tine, asta e cel mai important, să nu pui prea multă vină pe tine. Practic să încerci să păstrezi un echilibru pe care oricum nu-l găsești toată viața. Și nu știu, să nu-ți fie frică de tine de dimineață în oglindă. Să fii ok cu imaginea. Să fii ok cu ce acolo. Da. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Copii. E o investiție de timp. Și dau roade și sper să dea roade și din ce în ce mai așa. Mai bine... Eu investesc în mine foarte multă energie, foarte mult timp. Aș vrea să investesc și mai multă răbdare în mine, dar o educ. Răbdare la modul de Răbdare la mod de așteptări și să-mi dau seama că să învăț din ce în ce mai bine că viața nu e o cursă de 100 de metri, e un maraton, știi? Și că nu trebuie să mi se întâmple mâine și dacă nu mi se întâmplă mâine să-mi creez o nouă frustrare. Da, de ani de zile, poate. De ani de zile. E step by step. Și de fiecare dată când cad, să nu mă mai plâng, să mă ridic, să merg mai departe. Uh-huh. E cam așa ar fi. Cam așa. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc?
Unul aș zice, da, cred că are o incidență legală, deci nu o să-l zic. Ok. Dar sper să se legalizeze la un moment dat. Toată lumea o să redă acum și să știe despre ce vorbesc. Nu știu, faptul că nu simt că muncesc. Ai avut foarte mulți oameni că se aud foarte mult. Aud în jurul meu oameni care se plâng că muncesc foarte mult. Eu pot să stau și 18 ore și nu simt chestia asta. Probabil că nu au ales bine ce fac. Uh-huh. Cred că dacă alegi bine ceea ce faci, nu simți muncă. Nu, adică nu o percep ca pe muncă. E, nu mai e despre asta. Nu, e lifestyle. E, ăla ești tu. Așa trăiești tu. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Tot globul. Pă bune. Aș pune tot globul și mulți oameni să ne prindem cât de diferiți suntem și cât de bine e că sunt toți aici. Uh-huh. Da. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Renunț. Te oprești. Mă opresc. E clar că dacă trebuie să mă forțez atât de mult, ceva nu funcționează. Trebuie să fac un pas în spate, să respir puțin și... Să dai niște timp. Da, să-i dau niște timp. Dacă nu vine natural, înseamnă că pur și simplu nu... Nu e, moment. nu e momentul să fac lucrul ăla sau să mă gândesc la lucrul ăla și atunci îl las puțin și de obicei funcționează. Cu cât împingi mai mult, cu atât devine mai forțată ideea sau forțat ceea ce vrei să faci și automat, încep să devin paranoic că nu e destul de bine așezată, că nu e bună ideea și atunci mai bine mă retrag puțin și o las să respire și intru din nou în ea când simt că e cazul. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Fericirea, moneda națională, ce ar trebui să fac? E interesant că, de fapt, nu știu ce ar trebui să fac eu, ci aș fi curios pe ce ar da-o ceilalți. Să zic așa. Nu știu, probabil m-aș face cum, ca să spun așa în engleză, m-aș face human pleaser. Whatever makes you happy. Îmi place să fac oamenii să râdă, de asta probabil că m-am și apucat de regie sau de ce-i face acum. O să vedem cum s-o definim mai încolo. Dar da, probabil că aș face același lucru. Nu cred că, mi-e greu să cred că aș putea să schimb ce fac acum. Nu, vreodată. Vreodată. Vreodată, mi-e greu să cred că o să mă apuc de altceva. Îmi place foarte mult, nu știu. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Și aici în funcție de prieteni, dar... probabil că Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt e una dintre cărțile care m-a rămas așa adânc înfipte în creier. Și nu știu, de la Atlasul Zoologic unora, ca să se prindă, și nu neapărat prieteni, să se prindă de unde venim, până la cei 7 ani de acasă, Codul Bunelor Maniere altora, nu știu, în funcție de personaje aș face diferite, adică aș face cadourile destul de personalizat cu cărțile. Ok, cumva pe nevoi. Pe nevoi, cumva pe... Sau momentul în care ești al vieții. Cumva, de fapt, egoist, cumva spus, cumva să înțeleagă cum îi văd. Just. Le-aș face. Nu cred că aș putea să-i definez, dar aș putea să le spun cum îi văd cu cărțile respective. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? N-am depășit-o, dar pe care să depășesc frica de zbor. E frică de zbor. Și cum o depășești? În număr până la 500 de fiecare dată când decolează avionul. Da, e o... Trec printr-o nouă etapă, dar trebuie să zbor datorită jobului și, bineînțeles, și datorită anului 2019, că nu mai mergem până la Viena pe jos. Dar asta e așa, dintre fricile, asta e imediate frica de zbor, ți-am număr până la 500, încerc să mă relaxez, am început să învăț despre zbor, cum urc avionul în trepte, să simt treptele când decolează. Încerc să trec peste și trecând peste asta cumva îmi dau seama, sunt curios care va fi următoarea frică, că am foarte multe, cred că ca oricare dintre noi.
Absolut. Asta e acum, mai. Asta e acum așa. E în focus. Cea mai, da, e o frică pe care am realizat de curând că am depășit-o. Acum ceva, anul ăsta, cred că a fost prima oară când am zburat și n-am mai avut o frică așa viscerală. Nu m-au mai durut picioarele după zbor de la cât de încordat. Înainte așa eram. Wow. Mă dureau picioarele, stăteam super încordat și mă dureau picioarele. Și acum m-am deja prins, e un feedback, cumva. Nu mă mai uit să văd dacă sunt copii sau măicuțe în avion. Înainte aveam tot felul de situații de astea. Mă uitam dacă mai am cu băia, că sunt copii, n-o să cadă avion. Uite, o măicuță, e ok, asta e... Te justificai tu, da, exact, cumva. Încercam să-mi echilibrez karma prin alții. Mm-hmm. Ok. Ce ai pune, sau stai că am trecut eu la alta. No. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Mie. Despre tine. Eu, da, cred că e aceeași chestie. Curaj și frică. Da, frica a dus către... Băi, frica m-a ținut în viață de multe ori. Just. Curajul m-a ajutat, dar au fost și momente în care curajul m-a băgat în căcat. Scuze, pot să zic asta? Da, normal. Da. M-a băgat în căcat rău de tot. Eu, tot așa, e undeva la mijloc. Asta cu frica și curajul... Au dublu tăiși. Au dublu tăiși. Da, frica, dacă nu faci din ea o religie personală, te ajută în viață. Te ferește de niște lucruri. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Păi nu prea îmi dau seama ce am acum. De asta zic că nu mi se pare. Adică n-am. În momentul ăsta cred că cel mai... Ok, nu vorbesc de oamenii dragi. Da, că da. Nu asta, nu... Aia, dar în momentul ăsta singurul lucru care mă... Ce aș putea să pierd în momentul ăsta să mă sperie telefonul mobil. Că nu mai am cum să sun sau să fiu sunat. În rest, nu e că am un lucru la care, de care să fiu atât de atașat. Deci, probabil că dacă aș pierde tot telefonul mobil, acum, așa, maxim mi-aș lua un telefon nou. Sau pur și simplu, dacă aș pierde tot, nu știu, aș lua de la capăt, dar nu e că sunt undeva acum sau că simt că sunt undeva acum și ar trebui să... Nu știu, să nu se șteargă Vimeo, că uite, asta e o chestie, că unele chestii pe care le-am pe Vimeo nu le mai am și atunci. Opa. Nu e? Da, nu știu, n-am... Nu mă simt undeva ca să-mi dau seama ce înseamnă să o iei de la capăt. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să plece din țară mai devreme. Să aibă curajul să plece... Eu n-am avut curaj să plec. Să studiezi ideea asta sau... În primul rând să facă școală. Asta, oriunde, mi-ar plăcea, dacă m-aș întoarce în timp, mi-ar plăcea să fac mai multă școală, într-un moment în care aveam mai mult timp pentru școală. Mi-ar plăcea să fac chestia asta și da, să aibă curajul pe care nu l-am avut la 20 de ani, curaj, nici că da, a fost de curaj cumva, să plec din țară, să, dar nu ca să trăiesc în altă parte, ci să explore, să învăț de la vârsta aia cât de important e să ai diversitate în jurul tău, diversitate umană în primul rând și cât de mult poți să te hrănești din diversitatea asta, cât de multe lucruri poți să înveți de la oameni din jurul tău, trebuie doar să fii atent și să fii dispus să asculți. Și de la povești banale despre ce mănâncă până la drame personale sau bucurii ale unora, înveți foarte multe lucruri și asta îți dezvoltă și empatie, îți dezvoltă și sensibilitate, îți dezvoltă și cred că și autoeducația se dezvoltă. Știi, înveți practic cum să trăiești între oameni și cred că asta e cel mai important lucru pe care poate să-l facă un individ, să învețe să trăiască între semenii. Să adapteze la orice, da, tip și... Să, nici măcar nu de adaptare, să învețe că așa trebuie să fie. Știi, nu trebuie să fie un efort, pur și simplu trebuie să vină natural, trebuie să fie, trebuie să... Să curgă. Să curgă, să fie natural. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Am zis mai rău, munca. Da. Munca. Tot despre muncă e. Munca. Munca asta nu înseamnă neapărat că trebuie să muncești într-un anumit domeniu. Poți să fii hoț. Dar ca să fii un hoț bun, trebuie să ai în primul rând un skill pe care trebuie să ți-l dezvolți. Poți să fii criminal, știi cum e. Și tot atunci, trebuie să dezvolți. Deci de asta zic că munca... Pe orice, lat, da, orice, dar Vader, Darth Vader, exact. Știi cum e? Energie pozitivă, negativă, nu contează. Important e să o lucrezi și să o duci cât mai departe. Și atunci, da, lucrurile vor veni de la sine. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes, sunt foarte mulți oameni.
nu știu, succes, uite, că vine acum săptămâna asta și chiar e prima zi după ce băieții ăștia au jucat semifinala. Băi, succes e o combinație de muncă și încredere în sine. Și nu știu, ți-am zis, primul, uite, mi-a zis succes acum, chit că au pierdut semifinala seară, dar e un succes pentru niște oameni veniți dintr-un sistem, vorbesc sistemul național, în care încrederea în sine nu este tocmai educată sau cultivată. Și succes sunt, nu știu, toți oamenii din România care fac ceva în afara țării și reușesc să devină competitivi acolo, mă refer în special în vest. Da. Că de acolo încă se dă ora exactă și e greu, iară, e greu să pun mâna pe cineva, nu știu, Halep, că toată lumea zice, oh, Halep e locul 2. Prietene, nu știu pe nimeni în România să fie locul 2 în orice domeniu. Just așa e. Adică, hai să vorbim serios, fata e locul 2 mondial, da. E acolo. E acolo, în zona aia în care... A fost unul, acum e. A fost e un joc. Nu, dar oricum, e acolo, a fost acolo, de asta zic. Și asta înseamnă, iar, muncă și dublată de încrederea în sine. Ok. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Cum mă cheamă, pe bune? Foarte puțin știu, adică... Dar tu acum... te prezinți mereu așa, nu? Da, cumva da, cred că o folosesc ca pe o mască, ca pe o protecție și atunci... Așa rămâne. Și așa rămâne, da. Da. Bine, asta. Eu îți mulțumesc, e gata. Băi, mulțumesc.